Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal, sunt aici împreună cu Psica. Salutare! Cu Mihai. Salut! Și cu Remus. Salut! Și astăzi, oameni buni, vom merge cu liftul ciudat în Garry's Mod. Pentru că există un lift ciudat în Garry's Mod și că se întâmplă chestii stranii, așa că nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place. Câte like-uri vreți voi să strângem? Stați așa să stabilim de la bun început, a? 35.000! Mamă, 35.000! 40.000! 40.000! Mamă! 45.000! Băi, 45.000, deja ne ducem, haide, 200.000, wow! Păi va fi interesant. Fiți atenți, dacă strângem peste 20.000 de like-uri, eu, unul, vă mulțumesc din suflet și mă bucur foarte tare, ok? Foarte, foarte da. Tare, ok? Bun, hai să intrăm în lift, hai. Veniți încoace și se închide liftul, fiți atenți că a început. Starting. A început. Wow. Are motor, opa. Ia uite, apăs că-i stânga, mă uit. Sau de muzicuță. Ai Rolex? Da. Ia că am tușit. Am ceva? Am tușit. Ce am tușit? Uite, am ceas. Pe ceas îl cheamă Stella. Am vreo boală. Nu mai e Rolex. Ia, bă, și e, mă, blat de la Rolex. Stella. Bă, v-ați luat toți ceasuri, mă, a fost la ofertă? Păi da. Dar ce faci cu ceasul? Ca să înțeleg și eu, că nu știu. Nu știu, dar văd că arată... Cât vă arată vocea? Uite, Juni, bravo. 11... 11 și 28, nu? Da, pe acolo. Ia, stai, da, pe... Deci... Pe ăsta ce faci? Sunt sincronizate. Cred că pe 11 pe 28, exact cât e în viața reală. Nu știu, tușește lui în lift. Dacă viața reală, tot 11 pe 28. Bă, nu mai tușiți în lift, că trebuie să ajungem la etaj. Ajungem la următorul etaj. Eu tușesc că mă topesc. Haide, bă, cu etajul, cât de departe mergi? Gata. Ce e? Ce e asta? Ce? Ce e asta? Unde ne-ai dus, sir? Păi eu știu unde se duce liftul ăsta, eu de unde să știu? Dar îmi place muzica, vreau și eu. Nu știu exact ce e asta aici. Vreau să plec, liftule, scoate-mă de aici, că nu știu ce e locul ăsta și nu-mi așa, Doamne ajută. Doamne ajută, am plecat. Doamne ferește, ce ciudățenie. Flăcările alea nu... Bă, deci, fiți atenți, dacă ați ajuns până aici la episod și nu ați apăsat încă butonașul de like, apăsați-l chiar în momentul acesta să strângem multe, multe like-uri. Vă place muzicuța din lift? Vă cam place așa? Da. Cea mai frumoasă. Cea mai frumoasă. Trastrasez. Yeah. Mamă, ce dons. Petrecere. Bă, de ce tușesc? Eu nu știu. Eu am tușit acum. Cât e ceasul, Remu? Zici și mie. A trecut timpul, adevărat. Trece timpul? Păi exact ca viața reală, Max. Ba nu e cam viața. Ba da. Ba da, 12.30. Nu pot să cred. Crezi că e ca în viața reală ceasul, gen se pune după ceasul din realitate? Din păi da, e peste 30. M-a luat cu tuse! Ce vinzi, domnul? Ce se întâmplă aici? Bună seara! Dar nu poți să ieși din lift, nu? Cred că e, da, nu știu. Are cred că la unele poți, dar aici nu poți. Dar să ies. Da. Detectiv ăsta. Pare a fi un detectiv, dar nu știu exact ce vrea. Eu m-aș da mai departe, că nu știu, la unele te pot omorâ, să știi, deci... Am înțeles, bine. Trebuie să avem grijă, nu știu exact care-i treaba cu... Oh, și-a pus pălărie pe cap sau avea? Nu avea. Domnul, cât costă serviciile, pa! Nu știu exact care-i treaba, dar mergem la următorul etaj să vedem ce ne așteaptă, Doamne ajută! Bă, îmi place joculețul, este destul de interesant și dacă vreți să știți, de aici a pornit toată treaba cu liftul ciudățel. De aici s-au inspirat și cei de pe Roblox, care au făcut jocurile cu liftul. Ăsta a fost primul lift, practic, știi? Și mi s-a părut interesant și am zis, bă, de ce să nu-l facem pe canal, având în vedere că noi și așa avem o serie de Garry's Mod cu roleplay, cu chestii de genul ăsta. Hai să facem și alte moduri de joc pe Garry's Mod, care sunt interesante. Ce faceți, bă, ce-i asta? Dansați! Da, mai aici. Că vin și eu la dans. Poate coboară mai repede liftul. Zici? Exact. Hai că poate da. Ai încercat să sari într-un lift pe bune? Bă, nu cred că e idee bună, sincer, într-un lift să sari deloc. Oh, wow, alt lift! Și o persoană. Uite-o pe Temi. Auleu. A venit. Bă, vine asta aici. A venit cu noi. Distanțare socială, dați-vă de unde. Da. Era un alt lift pe partea cealaltă. Uitați-vă la aia. Era un lift față în față cu liftul nostru. Da, practic ne-am oprit la un etaj care era tot un lift. Cum este posibil așa ceva? Și... Ești bine, fată? Îți place ceasul ăsta? E 30.000 de euro. Mamă! E șmeche. E 100.000 de euro am dat. Mamă, cât e creepy. E 100.000 de euro am dat pe ceasul ăsta. De Stella! Te avem toți Stella, la fel, da! Vezi? Păi tu nu știi Stella? Nu știi firma Stella de ceasuri?
N-ai auzit? Păi nu ești cunoscător. Ia uite, viața reală e 33 și la ceas e tot 33. Da, mă, cred că se ia după viața reală. Oh! Ce mișto. Oba, ce avem aici? O ușă. Avem... What? Oh, se deschide. Nu știu dacă e bine. Face muzică. Opa. Sincer să fiu, mie cam frică. Poate vine cineva alergând. Wow, cine e ăla? Încă unul. Nu cred că vine. Ba vine! Dați-vă la parte, dați-vă la parte! Închideți liftul, închideți liftul! Băi, ocupat! Nu merge să închid! Închideți liftul! No! Vreți-vă în față să nu intre jor! Oh my god! Ai intrat jor! Bă, dar se umple liftul, nu mai veniți! Pe bune, ce e asta? Ia plecați de aici! Doamne, așa ceva! Așa ceva! N-ai liftul tău? Du-te în liftul tău, nu, ăsta e liftul nostru! L-am luat de acasă, da, de la mine liftul ăsta. Bă, da, arată un an terminal, așa arată ăsta, uite-ți la fața lui. Dar nu știu, habar n-am de ce au venit ăștia în liftul nostru. Că știi care e fața? Ăștia nici nu vorbesc. Și prietene, ce vrei, de ce ai venit aici? Bă, câte like-uri să strângem la acest episod? Câte like-uri să strângem la episodul de azi? Câte like-uri? Câte ai zis? 50.000, wow! 50.000, mi-a zis mie la ureche, 50.000 a zis. Exact. 50.000, ești sigur? A zis da. Wow. Euro? Deci Mihai vrea euro. Opa. Oh my god! O, da. What? Sunt niște pisici cu inimioare, ce? Asta zice pisica! Doamne ferește, ce se întâmplă? Mihai, ce vezi? Ce se întâmplă aici? În engleză sună altfel. Nu știu ce, pisica, ce-i pățit? De ce dai așa din cap? Yay! Bă, deci... Asta a fost doza, asta a fost etajul pisicii. Bă, deci cele mai ciudate etaje pe care ne-am văzut până acum. Bine, dacă văd multe like-uri la episodul de azi, noi putem să facem mai multe episoade pentru voi, pentru că sunt o grămadă de etaje și nu putem să le vedem pe toate într-un singur episod, cu siguranță. Plus că e destul de random treaba. De ce nu poți să împing pe asta? Să o împing? Dar nu poți să intri prin ea. A, nu, mergi, da, intri prin ea, nu știu de ce. Ia, stai să mă prefac că sunt ea, ia. Seamăn? Nu. Ia, puneți-vă voi în locul ei, să vedem dacă... Ia, uite, bă, zici că el e. Părul, îl cam trădează, da. Unul la unul. Zici că el e. Ia, pune-te, Olaf, să vedem și cum este acum oricum. Ce va baremus acolo? Nu vreau să știu. Opa! Au, ce? Și că, dragă jucători, n-am... Dragă jucători, n-am adus totul și v-am pus o poză doar cu camera. What? Deci a zis că a fost prea leneș să facă o cameră și ne-a pus o poză, cum ar trebui să arate camera. Da, da. What? Asta e troll maxim, ce? Mamă, necă. Mamă, frate. Speram să fie o cameră, nu un perete. Cel mai ciudat lift ăsta, pe bune de nu. Deci este cel mai ciudat lift pe care l-am văzut. Nu înțeleg nimic. Da, adică... Pisicilele. Ce? Ce? Ai zis? Ai zis ceva de... Câte, mă? 100 de mii de like-uri? Bine, glumesc. Dacă... Da, eu oricum o să mă uit la like-uri să văd câte s-au strâns și dacă... Mă, s-a zis multe... că peste 20 de mii el e fericit. Da, eu zic peste 20 de mii. Eu sunt foarte fericit și chiar mi-a să face o mare surpriză să văd. Da. Bun. Hai să vedem următorul etaj. Doamne, ajută să nu mai fie un perete, să fie ceva destul de frumos, aș spera. Ce? Am auzit ceva de 50.000. Nimic. Ce? Ai zis ceva de 50? Cine a zis de 50.000? Tu ai zis de 50.000. Tu ai zis. Oh. Oh. Bă, are pușcă, ăla are pușcă. Dați-vă să nu ne... Vine cu pușcă, coace, nu, cine ești tu? Uite-l cum îl cheamă! Aolo! Avem Jesus! Am văzut că e Jesus, dar nu știu... Bă, da... De ce ai... Nu îndrept aia spre noi! Jesus, hey. N-are nevoie de așa ceva, nu? Hei, nu îndrept! Plecăm și noi de la etajul ăsta sau... Mai vine cineva? Nu, bă, cred. Bă, da, când intră în liftul ăsta e întrebare. De ce ai armă în mână? Înghesuiți. Suntem deja prea înghesuiți. E prea multă lume în liftul ăsta. Mă cu spatele lui. Și se întoarce cu pușca aia cu spre mine. Văd. Uite. Nu te mai întoarce. Olaf cu pușca. Știi ce mă amuză? Că dacă stă Olaf aici, zici că e un bec. Yes. Că vezi că se aprinde ca un bec.
Da. Când oricine stă în zona asta, e bate lumina aia direct. Dar la Olaf în special, zici că l-ai băgat în priză. Da. Bun, hai să vedem următorul etaj, ce ne mai așteaptă, domnule. Hey Jesus. S-a căzut cartușele pe jos, a plecat. Nu știu care-i treaba cu el, nu știu dacă toate caracterele astea au vreo relevanță. Oh. Ce e asta? Nu știu, un oraș în care ninge. El în stânga, o clădire în față. Încă ceva. Oh, de ce am tușit? Am tușit. Și eu tușesc. Ne-e frică. Și tușesc. Și eu tușesc mult. Și eu. Ah, cred că ne-e frig, mă, de aia. Cred că ne-e frig. Apropo, când tușești sau te uiți la ceas, o să mai glicuiască așa imaginea, e de la mod. N-ai ce să-i faci. Deci, na. Dar, da, nu știu ce etaj a fost ăsta, dar nu mi-a plăcut etajul ăsta. Aș fi vrut un etaj, nu știu mă, un etaj unde să mă relaxez, să mă joc jocuri pe calculator în Garry's Mod. Poate o să fie un etaj. Cum ar fi să-ți arăt o cameră de gaming? Mm. Păi da. Asta mă gândeam și eu, o cameră de gaming în Garry's Mod și... Na, dar știi ce mi-aș dori eu? Să ajung mai repede la etaj. Nu știu, parcă durează mult până când ajung la etaj. Da, durează prea mult. Haide, domnule, mai repede cu etajul ăla, că sunt curios să văd ce urmează. Cum ar fi ca la ultimul etaj să deschidă ușa să vezi că s-aruncă o grenadă aici, în mijloc? Dar mai fi! Știi care-i faza? Din ce am înțeles, poate să fie și un etaj horror. Dar... Să mă sperie? Uitați-vă la ceas cum face. Oh! Bă, ce se întâmplă? Ceasul se învârte de tot, s-a dus liftul cu totul. S-a dus și ceasul și tot s-a dus. Mi-e cam frică, sincer. Bă, nene. Ok. What? Ce s-a întâmplat? Nu mai văd nimic. Nici eu. Gata. Suntem în regulă. Bă, s-a întâmplat ceva. Bă, a murit ăla. Ce e ăsta de pe jos? Ăla cu armă. E ăla capul cu armă. Ăla, blu, ăla arma? Cu armă. Jesus! Da? Jesus chiar a murit. Acum, hai să... Bă, da, ceasul nu se mai învârte așa cum se învârtea înainte. Yeah. Acum e bun. Acum e ok. Deci eu când m-am uitat la ceas, când mi-a spus, ce că uite-te la ceas, bă, da, se învârtea ca nebunul. Da. Wow, nu știu deci ce a fost asta, sincer să fiu. Deci chiar nu știu ce a fost chestia asta, dar nu mi-a plăcut deloc. Să nu mai faci asta, liftule. Liftul ăsta cred că e cel mai ciudățel dintre toate. Poți să iei asta de pe jos? Poți să miști? Te lasă să faci ceva cu ele? Auzi acum la următoarea ușă se deschide ușa și intră un câine și fuge cu oasele. Sper să nu. Adică eu mi-aș dori să nu se întâmple acest lucru, Doamne ajută, dar da. Bun, hai să vedem următorul etaj. Ia. Ia. E drăguț aici. Nu da, okay. E pașnic! Ce se aude? Mă te vedeau! A căzut unul în cap! Haide, vină cu noi! Jord! Vine înapoi, Jord! A picat în cap, s-a înfipt în pământ și n-are nimic! Iată că sunt doi cu același nume, wow! Ba nu e adevărat, a, ba da! Bă, voi sunteți frați? Da, cred că sunt frați, doar că ăsta e un pic mai în vârstă și ăsta e mai tânăr. Da, mă, ăsta e fratele cel mare și ăsta e fratele cel mic. Uite, bă, reuniune de familie. În pământ, totuși. Da. Surprize, ți-am adus fratele. Acum... Uite, trebuie sprâncenele ciudat la mine. Ce? Trebuie sprâncenele ciudat. Lol, care din ei? Ăsta. Lol, într-adevăr. Da, și mie. Și la mine la fel. What? Ok, asta e, stai, și buzele parcă. Ce buzele! Probabil de la șocul cu pământul când a fost în fiecare. Păi îți dai seama dacă a picat în cap și s-a înfipt și în pământ, adică... S-a înfipt jumate. Adică, te rog, deja nu se mai pune problema. Înțelegem de ce s-a întâmplat chestia asta. Alălalt, are sprâncene de-astea mișcătoare? N-are. Asta are sprâncene mișcătoare? Nici asta n-are. Doar ăla e singurul care... Dar nu au picat. Ești bine? Ia. Nu-mi place zona asta. Mai întâmplă aici. Oh, warning. Oh, nu. Dați-vă la opa. E cu warning. Opa. Spațiu. Suntem în spațiu și ne trage, vezi, te trage spre... E prete invizibil. E prete invizibil, dar nu poți să treci. Dar te trage ca și cum te-ar scoate afară din lift, știi? Da, drăguț. Da. E mișto. Ce-mi place la jocul ăsta e că fiecare etaj este o cameră diferită. Și nu știi exact la ce să te aștepți, adică... Într-o cameră poți să găsești ceva, uite cum a fost asta, în altă cameră poate să-ți vină unul de ăsta random. Nu știi niciodată la ce să te aștepți și chestia asta
face jocul ăsta atât de unic. Bineînțeles că acum au apărut jocuri de genul ăsta și pe Roblox, dar v-am zis, ei s-au inspirat din ăsta, ăsta fiind originalul acum foarte, foarte mulți ani. Dar e un joc foarte unic. Și cine s-a gândit la chestia asta chiar a avut imaginație bogată. Adică, na. Da. Oare bun. Va fi și nivelul cu Plank? Să mergi pe Plank? Nu cred, mă, la NVR, nu cred. Știu, dar cum ar fi să fie și aici? Ar fi ceva, dar nu cred că ar fi la fel de înspăimântător să mergi pe Plank așa. Dacă tu. Nu poți să ieși. Nu poți să ieși din lift, asta am observat și eu. Dar s-ar putea să fie nivel în care să te lase să ieși. Poate, nu știu. Hai să vedem următorul etaj. Ce se va întâmpla? Oh, nu. Ce? El e? Da. Oh, el e! Da, el e, haide, vină. După ce a murit, acum e schelete. Da. Ok. Ok, frate. Bun, punem punct acestui episod aici. Dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade, scrieți-ne în comentarii, dați acolo multe, multe like-uri și noi facem și episodul următor cu Garry's Mod, cu modul ăsta cu lift. Pa, pa! Pa!